ceva aici în firmă? Pentru întreprindere? Autorizații de amplasare, autorizații sanitare? Nu știu, eu de-aia nicio plăcere. Dar nu contează, dar ți-a dat o serie de documente? Facturi de proveniență? Nimic nu s-au adus. Aceeași situație și la alte câteva puncte din centrul capitalei. Lipsa actelor de proveniență și autorizației de funcționare nu este însă singura problemă, afirmă inspectorii de la Agenția pentru Protecția Consumatorului. Nu sunt condiții adecvate pentru a comercializa kvas. Adică în două cazuri au fost lipsat faptul că aceste puncte comerciale nu sunt înzestrate cu aparataj special pentru răcirea kvasului. Nici un punct comercial nu este utilizat cu aparate de casă și control. Adică comerțul se efectuează în afară lege. Oamenii au păreri împărțite în privința kvasului. Eu nu beau kvas, doamne ferește, dar nu mi-e bine, sunt bolnavie. Dar de ce nu beți? Că nu e adevărat, nu e natural. Сейчас, если так посмотреть, чего нельзя, очень много продуктов, которые содержат то, что нельзя. Пока, слава Богу, что живы все. Густос. Да ну, требать despre дата de producere, despre expirare. Нам требать. Да de ce nu întrebați? Я просто вам врут. Și-am cumpărat. Solicitați să comenteze situația, responsabilii de la Centrul Municipal de Sănătate Publică au declarat că vor veni cu o reacție abia mâine. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au emis prescripții de interzicere a activității punctelor de comercializare a kvasului, unde au fost depistate nereguli.